Anul 2023, în care s-au aniversat 100 de ani de la inaugurarea primei clădiri proprii a Politehnicii Timișorene, a fost un prilej pentru regândirea întregului campus al Universității Politehnica Timișoara și transformarea acestuia în acord cu principiile de sustenabilitate urbană, care reprezintă o prioritate a conducerii instituției. Ca prim pas în modernizarea campusului UPT și transformarea acestuia într-un campus verde și inteligent, sunt deja în derulare două proiecte. Unul dintre acestea vizează instalarea unui sistem fotovoltaic la 17 clădiri ale Universității Politehnica Timișoara, cămine studențești, clădiri ale facultăților, clădiri administrative, în valoare de 1,8 milioane de euro, printr-un proiect finanțat din fondurile Ministerului Energiei. Clădirile vizate urmând să-și asigure o producție de energie electrică regenerabilă, care să acopere necesar de consum. Un alt proiect finanțat prin PNR revizează modernizarea completă a câminelor studențești, pentru început la căminele 1C și 2C se are în vedere, reamenajarea interioară, mărirea spațiului locuibil, transformarea camerelor în module de tip apartament, a câte două camere, două băi și o chicinetă. În inima campusului rămâne totuși baza sportivă care se bucură de o continuă modernizare. După investițiile de la baza sportivă 2, finalizate cu refacerea bazinului de not și a terenurilor sintetice, lucrările la tribuna știința se desfășoară într-un ritm alert susținut. Tribuna prevede și o parcare etajată care reprezintă o primă etapă în planul pe termen lung de transformare a campusului într-un spațiu complet pietonal și care să răspundă nevoilor actuale ale comunității.